Premiera absolută, un cetățean german originar din România accede în Bundestagul German. Este vorba de Ben Fabricius, președintele Asociației Sașilor Transilvaneni din Germania. El are 48 de ani, s-a născut în Agnita și a candidat pe listele Uniunii Creștini Sociale, aliații din landul Bavaria, ai cancelarului Angela Merkel, obținând în mod surprinzător un loc în Bundestag. Politicianul a emigrat în Germania în anul 1985, a studiat dreptul și politologia la München, este profesor asociat la Universitatea Lucian Blaga și la Universitatea Româno-Germană.